bucur să fiu acasă, pentru că întotdeauna voi considera Timișoara acasă. Nu m-am chinuit să mă trezesc la ora 5, m-am trezit la 4. Întotdeauna când am ceva de făcut cu noaptea în cap, mă trezesc înaintea ceasului ca să văd dar își respectă îndatorirea vis-a-vis de mine și îl aproape că trezesc eu. Am primit o temă nu foarte, foarte ușoară, equality, dar mă gândeam acum la tema asta de egalitate. Cum ar fi dacă în luna august eu nu o să fac absolut nimic, voi toți mergeți la serviciu și după aia ne întâlnim la 1 septembrie și voi din toți ați câștigat, îmi dați mie jumătate și suntem egali. Facem chestia asta. Cu tine, da. Ok, bun, mulțumesc. Pentru că știți că în septembrie o să fac eu ceva ca să întorc acest lucru. Perfect. Nu rămâne niciodată datori. Îmi spunea cineva la un moment dat, în întâmplările din viața asta, un domn foarte în vârstă, zice, puncile să nu crezi că vreau pleca vreodată datori, în sensul de a mai avea ceva de dat sau a avea ceva de primit din viața asta. Așadar, putem să luăm în considerare luna august, voi să trudiți și eu să nu fac nimic. E foarte greu să nu fac nimic, pentru că, după cum bine m-am definit, să zic așa, un singur lucru că am știut să-l fac spre bine. Nu pot să zic că l-am dus la nivel de absolut, încerc să fac lucrul ăsta. Știu câteva clape de pe pian și cred că știu toate notele. Astăzi, spre deosebire de celelalte dăți, în momentele în care m-ați văzut pe o scenă, am doar posibilitatea să vorbesc, știți că îmi place să vorbesc. De multe ori mai primeam câte un... Mai bine ai cânta mai mult decât să vorbești. Dar, ce să fac? Sunt și om și între piese îmi place să mai vorbesc. Astăzi, n-am pian lângă mine, sper să nu aducă țuca omul de la bufate și după aia la final să mă pună să mai execut ceva. Pentru că cea mai mare parte din timpul petrec la pian, văd două non-culori. Și prima ar fi, dacă bine știu să folosesc această tehnologie nouă. Nu, asta sunt eu. Asta ar fi un negru. Nu cred. Ea n-a prins, a vine oricum. Cele două non-culori pe care le folosesc cea mai mare parte din viață sunt negru și alb. Cu siguranță mare parte dintre voi, dacă nu chiar toți, ați văzut un pian. Dacă ați văzut pianul, poate ați văzut și în fața lui și atunci o vedeți că are 18 clape, o parte sunt negre, o parte sunt albe. Negru ar putea să ne ducă spre ideea de sumbru, trist, lucrurile care nu ies așa cum ne-am dorit noi, partea aia, the dark side. Dar avem și partea pozitivă a lucrurilor, și anume, iată-te, alb. Aici totul e la superlativ, totul e foarte, foarte cald, totul e foarte bine, toate lucrurile și perfect, trăim într-o societate sublimă, trăim într-un sistem de sănătate extraordinar, trăim în tot glumesc. Dar am putea să găsim cumva o variantă între negru și alb. Am un prieten pictor care stă în momentul de față în Statele Unite și îmi povestea că vorbise cu un maestru de-a lui și spunea că între negru și alb există 298 de nuanțe de gri, care fac trecerea. Și atunci spun doar o nuanță. Și ceva timp în urmă spuneam, în lumea mea, chiar dacă doar albe și negre sunt clapele pianului, caut mereu echilibrul, îmbinarea perfectă între cele două non-culori. Pentru că dacă avem cumva un artist plastic astăzi printre noi, prezent, și spunem că alb și negru sunt culori, o să zică, ok, ați ratat această întâlnire și sunt nou. Pentru mine, partea de gri ar putea fi un echilibru. Ar putea fi egalitate. Tot ceea ce am să vă spun astăzi, am să vă spun din prisma mea. Nu o luați ca literă de lege, că așa trebuie să faceți după ce se termină întâlnirea de la 8 și 25, pentru că am început la 8 și 5 și am 20 de minute. Dar nu sună clopoțelul. Nu o să sune clopoțelul. Păi nu o să ne clopoțelul, pentru că după aia avem și sectorul de R, pentru că astăzi suntem politică corect și nu o să folosim questions and answers, o să folosim întrebări și răspuns. Aș vedea egalitatea în două variante. Și aș vorbi înainte de egalitatea noastră ca grup, ca entitate, ca națiune,
ca oameni. Fug în timp și mă întorc în secolul trecut și o să punctez două momente. Haideți să mergem în perioada anilor 50-40 în Statele Unite și să ne uităm foarte sumar la cele două culori ale populației Statelor Unite. Îi știm pe alb și cunoaștem poporul de culoare negru. Ne aducem aminte că dacă ne uităm în istorie, nu erau egal. Corect? Au fost niște lupte de-a lungul timpului ca ei să-și poată câștiga această egalitate. Mă duc înapoi în timp, în anii 89 și deși eram în Cuști, nu aveam foarte multe în conflict cu politica de la vremea respectivă, dar reușesc să-mi aduc aminte de Revoluția din 89, când am militat pentru ceva. Am ieșit în stradă, națiunea a pierdut o parte din populație în Revoluția care s-a desfășurat. Am făcut un pas spre a fi într-o egalitate cu o Europa pe care ne-o doream, pe care o auzeam la radio, nu mai știu cum se numea, Europa Liberă, parcă, nu? Tata o asculta, eram mult prea mic, la 7 ani, că înțelegeam ce înseamnă Europa Liberă. Dar ne-am dus ca entitate, ca națiune, spre ceva spre care ne doream. Vedeam la alții și doream să fim egali cu ei. Nu puteam să fim egali, pentru că trăiam sub o formă de restricție în perioada respectivă. La fel cum, dacă ne uităm foarte bine în istorie, populația de culoare în Statele Unite nu avea aceleași drepturi cu populația albă din Statele Unite. Din ce am mai citit în puținele mele lecturări pe internet, găsesc că încă sunt state din Marea Americă unde populația de culoare încă nu are aceleași drepturi cu populația albă. Iată că egalitatea devine un subiect, cum spunea și Țuca, destul de dificil. Mă uit și îmi zic că aș vrea să fiu egal cu respectivul. O să fiu egal oare? Poate da, poate nu. Și în momentul în care am primit această temă pentru această dimineață, am zis, hai să caut și eu să văd ce înseamnă egalitate într-un text. Unde poți să găsești cea mai bună informație decât în text. Când am dus, egalitate. Faptul de a fi egal, stare a două sau mai multor lucruri egale între ele. Uniformitate, uniformizare. În sport, situație în care mai mulți participanți realizează același număr de puncte în cadrul aceluiași concurs. Câți dintre voi sunteți de acord cu varianta sport? Eu sunt un pasionat de Formula 1. N-am carnet, sunt o anomalie în lumea conducătorilor auto, dar mă uit la Formula 1. Niciodată n-am văzut ca un mare premiu al unui circuit să aibă doi învingători pe locul 1. Sau doi pe locul 2. Sau doi pe locul 3. Principiul potrivit căruia tuturor oamenilor și tuturor statelor sau națiunilor li se recunosc aceleași drepturi și li se impun aceleași îndatoriri prevăzute de regula de drept, situație în care oamenii se bucură de aceleași drepturi și au aceleași îndatoriri. Suntem de acord cu toată chestia asta? O simțim că ea trece în fiecare zi pe lângă noi pe stradă? Ușor discutabil, a spus eu. Din ceea ce văd, din ceea ce am văzut în cei 35 de ani pe care i-am petrecut alături de mine și în mine, până în momentul de față. Relații între două sau mai multe cantități, elemente, termeni. Egal, expresia acestei relații scrise cu ajutorul semnului egal. Normal, că avem un simplu semn care definește egalitatea. De fiecare care dată când vă spuneți 2 plus 2, categoric va fi egal cu 4. Și atunci, după ce am parcurs această definiție în forma ei mult mai mare, am zis, hai să caut și varianta în engleză. Cum văd ei termenul de egalitate? Lucrurile stau mult mai simplu. The state of being equal, especially in status, rights and opportunity. Starea de a fi egal. În special în statut, drepturi și oportunități. Desigur, ne lovim de acest termen foarte, foarte, foarte popular, politically correct. Toți ar trebui să fim egali. Bun. Perfect. Și aici o să vă duc în lumea mea și o să mă întorc mai exact cu 5 ani și 2 zile în urmă.
26 iulie 2012 aveam curajul ăla nebun de a ieși pentru prima dată în fața publicului pe clape albe și negre, cu materialul propriu, în prima dată din viața mea, când apăream în fața unui public, ceva similar cum suntem astăzi aici, ca număr, poate puțin mai mulți, nu știu, Mișu cred că își aduce aminte pentru că a fost alături de mine chiar de la primul concert, în varianta de a-mi prezenta muzica și în varianta de a apărea pentru prima dată în viața mea în calitate de pianist și totodată compozitor. Aveam niște emoții colosale. Nu e ca atunci când ai un copil, îl naști ca mamă și e cel mai frumos din lume, oricât de urât ar fi. Eu veneam cu 7 piese care mă gândeam, oare să le placă, oare nu o să le placă, oare să fie pe gustul lor, oare nu o să fie pe gustul lor. Dar știam că îmi doresc să fiu egal cu mine. Primul album a fost o competiție între mine și mine ca să duc muzica mea de la nivel de improvizație la o muzică scrisă care să capete o formă de la bun început până la final, să o putem asculta în aceeași variantă, de limba cu o sarabandă de fiecare dată la fel, să cântăm un irreversibil împreună, unul cu pianul, alții mai în gând sau mai în suflet, dar să-i respectăm forma. Căutam să găsesc un echilibru cu mine. Pentru că forma de egalitate a mea aș pune-o mai degrabă într-un cuvânt pe care l-aș defini ca echilibru. Caut de fiecare dată să găsesc un echilibru. Cum caut griul între albe și negre, pentru că am nevoie de partea gravă și de partea acută din viață. Am nevoie de momentul acela când tunetul se întâlnește cu un răsărit de soare. Și trebuie să dau în muzică partea aceea de echilibru. Dacă muzica mea ar fi doar un pianissimo, timp de o oră, cred că n-ar mai fi un echilibru. Dacă muzica mea ar fi doar un forte, timp de o oră, ați ieșit de la concerte și au oră pe care sunt dată asta, nu cred că mai venim data viitoare, că au abuzat un pic de instrument. Căutăm un echilibru. Căutăm să avem o balanță în care să luăm de aici, să punem dincolo. E un fel de, ca la piață, mai pune jupâne, mai lasă stăpâne și până la urmă ajungem să facem echilibrul la financiar în care să luăm sacul de cartofi la prețul la care ne-am dorit și efectiv să-l savurăm atunci când îl prăjim. Spun de cartofi prăjiți pentru că mie mi-e cam interzis să mănânc așa ceva și tot timpul mă gândesc la ei. Tot pentru a rămâne în zona mea muzicală, am să vă spun că avem toți, prin naștere, două mâini. Avem mâna stângă, vorbesc de mâna stângă pentru că stângaci, și avem mâna dreaptă. Dacă le punem și le desenăm, egal. Teoretic. Practic, a zice că nu. Dar, dacă mă duc în muzică, recunoaștem un portativ format din 5 linii, cheia sol și avem nota 2. Foarte simplu. Folosim o linuță ajutătoare pentru ea. Bun. Asta e pe mâna dreaptă. Ce fac dacă mă duc pe mâna stângă? Folosesc cheia fa și am exact același do. Găsesc, după aceea, dacă iau portativul întreg, același do din mâna stângă și din mâna dreaptă se găsește la mijloc. Și anume, formează un echilibru în lumea muzicală. Formează acel centru de greutate. Pentru mine, do, central, pe claviatură, formează centrul acela de greutate. După cum spuneam, am nevoie și de partea gravă a lucrurilor și am nevoie și de partea acută. Nu pot să fac un echilibru între cele două mâini doar cântând aici, în zona lui do. Mă mai duc două, trei note, un re, un mi și mă duc un si, un la și fac toată muzica foarte simplistă pe 5 note. Cred că ar fi destul de plictisitoare și niciunul dintre voi nu ar mai apărea la unul din concertele mele. Aș fi un pianist care nu știu toate notele. Și mă folosesc de 3 degete de la stânga și 3 degete de la dreapta. Teoretic aș fi egal, stânga și dreapta. Dar practic, în fața voastră, nu m-aș mai avea această formă de egalitate. Timp de 3 ani și jumătate, de când mi-am pornit activitatea în domeniul concertistic, sub numele meu, am căutat o formă de egalitate, de a mă simți egal cu voi.
parte dintre voi știți că de fiecare dată la concertele mele îmi place să vă întâmpin și să povestesc cu voi. N-am fugit niciodată în spate și n-am să fac chestia asta niciodată. Sper să am puterea de a rămâne om normal și să îmi păstrez această atitudine de a fi egal cu voi. Consider că în ziua de astăzi un artist nu mai are nevoie de acest statut de wow, a venit ăla și n-am putut nici măcar să-l salutăm. Omul trebuie să fie egal. Oamenii trebuie să fie egal. Ne-am bucurat să avem posibilitatea de a discuta cu un artist. Eu, la rândul meu, am plăcerea să întâlnesc artiști mari și să am șansa de a-i strânge mâna, de a-l felicita. Nu că l-ar fi el poate interesat de felicitările mele la numele care le are, dar cel puțin să simt că la un moment dat am fost egal în o strângere de mână și în schimbul de câteva cuvinte. Mi-aduc aminte că după 3 ani și jumătate de Timișoara, România, de altfel, ajunsesem să pot să-mi pun un semn de egalitate între mine și mine. Era competiția aceea de a dori să pot să ajung în fața voastră și să pot să livrez un material sub forma unui concert care să ne facă să ne simțim egal. Îmi câștigasem cu un statut în care să mă simt bine. Eram egal cu mine, de altfel, pentru că nu aveam o competiție în piața românească să fi apărut un alt pianist pe același segment de classical crossover și să ne duelăm. Trebuie să recunosc că nu mi-am făcut niciodată competițiile, deși am făcut parte din ele și le-am călcat din clasa 2 până în clasa 12, parcurgând multe etape, dar mi-aduc aminte că au fost, cred că, 2 momente în viața mea când am fost la egalitate cu un alt pianist din anul în care concuram. În rest, dacă trăgeam un pic mai mult, eram numărul 1. Dacă trăgeam un pic mai puțin, eram 2 sau 3. Tot timpul se făcea schimbul de locul 1, locul 2, locul 3. Niciodată nu prea poți să fii egal cu competitorul tău. De altfel, și competiția, cred că nu încurajează egalitatea. Sau, ar zice nu, astăzi. Pentru mine, egalitatea personală este căutarea continuă a unui echilibru. Caut să găsesc un echilibru. Și aici mă duc la momentul plecării peste baltă, cum îmi place mie să spun, atunci când m-am mutat în Canada. Am plecat un simplu pasager, eram conștient de lucrul ăsta și în momentul în care am aterizat în Toronto, m-am dat jos un simplu om. Nimeni nu m-a așteptat cu un covor roșu, nimeni nu zicea, wow, vine Teo Milea, gata, o să revoluționeze asta, o să schimbe și forma de relief în Canada. Primul lucru pe care l-am întâlnit în Canada, în momentul în care am vrut să fac un pas de a mă angaja, pentru că o bună bucată din perioada de studenție și câțiva ani ulterior, am fost corepetitor la operă, la balet. Și am zis, ok, asta e o meserie pe care o cunosc, timp de 7 ani am făcut-o, categoric, e o chestie care nu mai trebuie să o reactivez și pot să mă duc mai departe pe problema asta. Am mers la Școala Națională de Balet, am cunoscut pe cine trebuia să cunosc acolo și am cerut să dau un test. Am dat testul, wow, ce fain, ce bine. După care vine întrebarea, ok, la experiență canadiană ai? Exact ca și chestia aia când termin facultatea la ISE și te duci la bancă. Să rămână, vreau și eu să mă angajez. Bun, a, nicio problemă, chiar am impostul, dar experiența aveți? Păi de unde vreau, că dimineața mi-a scos diploma. N-avem experiența canadiană. În momentul acela am simțit pentru prima dată, pe noul continent de altfel, ce înseamnă să nu fii egal, deși ai aceeași pregătire, deși teoretic ești egal cu ceilalți acolo, dacă nu chiar, după umila mea părere, mai presus decât ei. Pentru că, dacă ar fi să luăm ca timp în urmă, muzica s-a născut în Europa, tot ce a ajuns la ei a ajuns datorită faptului că la un moment dat, câțiva, un pic mai deștepți decât alții, s-au apucat să compună și au lăsat o moștenire umanității. Tot ceea ce e acolo, am dus noi, cei care am făcut mutarea peste baltă. A fost momentul în care mi-am dat seama că am ajuns într-un loc nou, în care
titlurile televiziunilor și ziarelor spuneau cum a ajuns în Canada, ești egal, de la mic la mare, de la înalt la scurt, spun, de la orice culoare a pielii o ai, poveste. Poveste. Am dat seama că pentru a putea ajunge la o formă de egalitate cu ei, e nevoie de un singur lucru. De muncă. De foarte mult. De mult mai multă muncă din partea mea, ca un nou emigrant pe acel teritoriu, decât a unuia care e născut acolo. Știți cum spuneau nemții pe vremuri, că decât un Auslander bun și foarte dotat, mai vine unul prost de-al meu de aici. N-aș spune că ei merg pe aceeași mentalitate, dar trebuie să demonstrezi. Vrei să fii egal cu cineva din piața lor. Ce șanse ai? Cum îți câștigi această șansă? Prin muncă. Azi puțin, mâine puțin, poimine mai puțin, mai puțin mai mult, și tot mai mult și tot mai mult. Și la un moment dat, după o bună bucată de timp, s-ar putea să înceapă să facă un semn de egal, dar foarte, foarte, foarte mic. Ai nevoie de un microscop ca să poți să-l înțelegi și să poți să-l deslușești. Asta e un semn de egal, de fapt nu e o liniuță. Adică mi-au tăiat minus și deja sunt pe datorii pe nou continent. Ai nevoie de foarte multă muncă. Ai nevoie de a te simți tu cu tine egal. În momentul în care am fost invitat anul trecut să dau un concert după cele două concerte ale lui Ludovico Einaudi, mare parte dintre voi pe care ați auzit, dacă n-ați auzit de el, sigur l-ați văzut pe internet, e pianistul ăla care cânta la ghețar, cu mănuși și toate chestiile alea. E un nume foarte mare în industria muzicii moderne și mai ales în lumea pianului, aș putea să spun că e el și după aia venim noi cei mulți care râvnim și ne uităm la el așa, ca la un fel de mini Dumnezeu. Am ajuns la Corner Hall, la cea mai importantă sală de concerte a Torontoului și directorul de acolo care m-a invitat, care oarecum a garantat, doar prin simpla piesă irreversibilă, că o trimisesem și de acolo am primit șansa de a mă pune pe hartă, nu de a fi egal cu ei. M-a tot întrebat, n-ai emoții, dar care-i starea pe care o ai? Zic una lejeră, lucrurile sunt clare, avem același pian, albe și negre, îmi caut nuanța de gri, știu ce am de făcut. Am mai lăsat 2-3 minute după care vineam, dar sigur nu ai emoții, dar totuși cânti după Einaudi. Deci vă dați seama că la un moment dat un prieten de-al meu spunea, ce băi, ce mare ai ajuns în Canada, că îți cântă Einaudi în deschidere. Și am zis, bun, perfect. Am reușit-o și pe asta, pot să mă și mut înapoi, că era totul pus la pământ. Am avut 45 de minute pe care mi le-au dat, moment în care am zis, acum e momentul să pun egal între mine și oricare muzician din Toronto. Ca să poți să pui semnul de egal, e ca și cum mergi la vânătoare și trebuie să vânezi cel mai mare urs și ai un singur cartuș pe țeavă. Ce faci în momentul respectiv? Ai voie să ratezi sau nu ai voie să ratezi? Ca să pun un semn de egal, trebuie să fii foarte sigur pe tine. Aveam lejeritatea că un lucru l-am făcut acasă. Ajunsesem să câștig o egalitate vis-a-vis de voi. Trebuia doar să fac pasul de a câștiga egalitatea vis-a-vis de cei de acolo. Aveam un avantaj și l-am în continuare de partea mea, acest avantaj fiind muzica. Din câte știți, nu mi-am pus încă texte pe piese și nici nu cred că voi face lucrul ăsta vreodată. Vorbesc o limbă internațională, muzica. În momentul în care cânți, orică ești român, orică ești canadian, orică ești american, orică ești din Sri Lanka, orică ești din orice alt popor de pe lumea asta, suntem egali. Toți ne-am unit sub cea mai mare umbrelă a culturilor, și anume muzica. Vorbim aceeași limbă, trăim aceleași sentimente. De altfel, mi-am dat seama în concertele mele de peste parte că nu există un mare semn de întrebare între noi și indieni. Toți simțim la fel. Că da, provenim din alte culturi, acolo s-ar putea să existe niște semne de întrebare, la care s-ar putea să nu găsim răspunsuri, unele din ele nici nu le căutăm și dacă cumva le găsim, s-ar putea să ne deranjeze. Pentru că nu trăim într-o lume perfectă, dar facem pași spre perfecțiune.
Asta văd eu prin ceea ce numesc egalitate raportată la mine. Nu știu cum o vedeți voi. Dar dacă m-aș duce la un grup de oameni și a zice că astăzi toți cei prezenți de aici suntem doar pianiști și dăm concerte. Credeți că ar mai putea fi o egalitate între noi, un echilibru, o formă de a înțelege lucrurile pe ansamblu? În sensul că poate unul dintre noi, dintre toți cei de aici, pianiști fiind, răcește. Ce facem în momentul în care răcim? Mi-ar trebui un doctor. Eu pot să spun ceva la pian, dacă strece, m-aș bucura, dacă nu strece, mai rău. Nu ne-ar ajuta. Ca om de scenă, ca businessman, ca patron de întreprindere SRL sau SA, avem nevoie ziua de astăzi de un site. Avem nevoie de un programator, nu? Care să ne facă un site sau să ne facă o aplicație pe telefon de unde să putem să cumpărăm anumite produse. Având în vedere că suntem în varianta de indivizi care fiecare își face meseria lui, formăm o egalitate ca și grup. Ne ducem împreună spre mai bine. Dacă am fi toți pianiști, ne-am duce nu chiar așa de bine, zic. Și atunci mă întreb dacă toate lucrurile acestea le-am vedea un pic mai pozitiv. Și atunci ne-am gândit că am putea să facem niște pași în plus, să fim mai buni mâine decât astăzi, sau astăzi mai buni decât ieri, să gândim mai deschis, să fim mai liberi la minte, mai deschiși la minte, cum mi-am intitulat eu cel de-al doilea album al meu. Și mă gândesc că dacă am fi mai toleranți unul cu celălalt, cred că acest semn de egalitate ar putea să capete o nuanță mai mare. Și atunci mă gândesc la toleranța ca și cuvânt, să nu mă duc să-l mai judec pe cel de lângă mine și să-i zic că da, tu nu faci chestiile cum le fac eu. Sau tu nu cânti la pian cum cânt eu. Nu mi-aș dori să cânte cineva la fel ca mine. Și nu mi-aș dori ca eu să cânt la fel ca altcineva. Mi-aș dori să pot să îmi descoper noutățile muzicale pe care pot să vi le servesc de la an la an, de la material la material, de la concert la concert. Mă gândesc că dacă nu aș fi fost deschis la minte să îmbrățișez noua țară în care am plecat și aș fi mers cu metecnele mele clasice, tiparele pe care le-am învățat în țară, sunt foarte mari șansele ca acum, după aproape un an și 9 luni, să fi fost de mult reîntors pe meleagurile naționale, pentru că m-aș fi lipit de niște clișee și n-aș fi dat voie să-mi găsesc semne de egalitate cu ei. Pe care, după cum am spus, am nevoie de timp pentru a ajunge să fiu egal cu ei. De multe ori mă uit în trecut și mi-aduc aminte că poate și eu, la fel ca mulți dintre alții, mă uitam peste gard la capra vecinului. Și ziceam, mamă, ce bine crește iarba asta. Dar după aceea m-am gândit, ok, dacă eu am grijă de găinile alea două ale mele și fac ca lucrurile să-mi funcționeze bine, poate anul viitor o să am 20 de găini. Vând 10, îmi iau o capră și culmea. Peste 2 ani de zile, nici măcar nu mai sunt egal cu vecinul, ci sunt pe plus, pentru că eu am loc să vând 10 găini și mi-am cumpărat și o capră și mai am și 10 găini. În varianta de a nu gândi tot timpul ce să fac să nu-mi întrească capra. Ce să fac? Să-i sparg gardul și să-i fur capra într-o nouă. Nu mă interesează lucrul ăsta. Vreau să fac un semn de egalitate între mine și mine. Și între noi, cei care formăm un nucleu, un grup, cum place mie să zic, câte o gașcă. Putem să mergem înainte atâta timp cât suntem uniți și sudați. N-am nevoie să mă duc doar singur, pentru că singur sunt conștient că nu o să pot să realizez ceea ce îmi doresc să realizez. Și dacă mă uit în timp,
voi ați fost semnul de egal pentru mine atunci când am apărut pe scenă și am început să concertez. Dacă nu ați fi fost voi, era un foarte mare semn de întrebare, pentru că eu mi-aș fi cântat muzica doar mie, eram acasă, nu se întâmpla absolut nimic cu ea, nimeni nu auzea și făceam o carieră pe camera mea, de altfel. Dar voi ați fost semnul de egalitate care ați dat crezare unui produs, unui proiect, unei muzici și unui om, care îmi face plăcere să spun și să simt că sunt egal cu voi. Nu mă diferențiază absolut nimic de voi, nu am o înzestrare mai mare decât voi, doar mi-am găsit drumul în ceea ce îmi place să fac și o fac pentru că îmi doresc să păstrez acest semn de egalitate între voi și mine, între noi. Pentru că suntem împreună un grup, un nucleu, o echipă care putem să cucerim lumea prin ceea ce facem. A zice că ce aveam de zis se rezumă la atât. O să vină secțiunea de R, ca să rămânem egal cu populația din România, să nu folosim questions and answers, și să folosim întrebări și răspunsuri, dar nu înainte de a încheia cu un citat celebru de la un foarte îndrăgit post de radio, care nici nu mai știu dacă mai este sau dacă nu mai este. Spunea felul următor. Egalité, liberté, sănătate. Mulțumim, Teo. Da, se pare că e o misiune grea aceasta cu egalitatea. Nici în ziua, nici în dimineața asta, de fapt, n-am atins-o, pentru că, de fapt, avem un participant venit din state care n-a prins toată prezentarea ta, de a apuca să-i traducă puțin mai târziu. Dar e greu de găsit acest echilibru, pentru că ai și... Teo, ia mai zi o dată în engleză. So sorry about the Romanian or the lay translation, but we hope you got a glimpse of welcome to Timișoara. Now we're equal. Parte de întrebări și răspunsuri sau Q&A. We can also accept questions in English, so feel free to participate. Aveți deja una pregătită, o întrebare pregătită sau o să încep eu? Că eu m-am tot gândit și mult din prezentarea ta a fost în ideea asta de egalitate, înseamnă să-ți găsești echilibru. Eu nu mă consider deloc o persoană echilibrată. Și de asta vreau să te întreb, așa, în ajutorul meu în speech-urile către mama, care au fost momentele de lipsă de echilibru, care crezi că au fost totuși benefice în parcursul tău profesional și în descoperirea ta ca artist? O lipsă de echilibru aș putea să o punctez în 26 iulie 2012, când am apărut la Cal pe Gherării, pentru că acolo am avut primul concert și trebuie să recunosc că nu aveam deloc un echilibru cu mine. Eram într-o temere fantastică legată de cum va reacționa publicul, oare spune piesele, oare nu spune piesele. În momentul în care am început să cânt, am început să intru în povestea mea. Și atunci, cred că lucrurile au început să curgă de la sine. La final, când am pus ultima notă, și am văzut publicul în picioare, îmi făceau picioarele așa, vedeam și eu în picioare și mă uitam la ei și nu venea să cred. Cred că momentul ăla a fost pentru prima dată când am găsit o formă de echilibru în care am înțeles că, da, fac bine ceea ce fac, dar mi-am dat seama de altfel că ceea ce am făcut astăzi nu va mai ajunge mâine. Și de acolo, această căutare continuă de echilibru în sensul de a lucra mai departe, de a-ți găsi forma de echilibru. Pentru că știm că, de multe ori, acest echilibru poate fi ups and down. Numește echilibru, vorbești de tu cu tine, echilibru din tine, de tu și persoana ta, vis-a-vis de înzestarea în care ne-a născut fiecare.
Desigur. Că, poate fi... De exemplu, eu am o înzestrare, mă duc pe o anumită cale, voi fi egalul meu în care mi-ating înzestrarea cu care am fost dotat? Desigur. Ajungi la un moment dat la un echilibru. Eu pot să povestesc din experiența mea. Am ajuns la un moment dat la un echilibru cu mine. Am ajuns la un echilibru cu mine până în momentul în care, la primul album, am scris Agony and Ecstasy. Și mi-am dat seama că trebuie să muncesc. Deja atinsesem un echilibru care era, hai să spun, deranjat. Aveam nevoie de a ridica standardul de echilibru. Momentul de echilibru, în opinia mea, ține o foarte puțină vreme. Mă uit astăzi la Enautic, ca să-l dau ca exemplu. Și povesteam după concertul pe care l-am avut anul trecut, povesteam cu soția mea, cu Raluca, uite, mă uit la ăla și la aia, cât de tare și câte concerte are și uite cum se învârte în jurul lumii și globul, de fapt, se învârte în jurul lui. Și îi spunea, ok, bun, acea formă de echilibru noi încă nu putem să o avem pentru că are un dezavantaj vis-a-vis de tine. Și am zis, care? Are 26 de ani mai mult decât tine, nu mai e la vârsta pe care tu ai acum. Tu poți să ajungi la o formă de echilibru în momentul în care te compari cu el și poate chiar la un moment dat să depășești. Vin și vă întreb astăzi, în momentul în care ne-am angajat la primul job, ne-am dus pe treapta întâi, nu? Am ajuns la o formă de echilibru noi cu noi, pentru că îți doreai jobul ăla după ce ai terminat facultatea, nu știu, care ați terminat ISEC, acum vine varianta. Bun, perfect. Ați terminat facultatea, ați plecat de la vest, diploma sub mână, sub mână și mergeți la bancă și să rămână, vreau post de director. Ați greșit adresa, mergeți mai acolo, poate aia caută. Nu o să poți să ai postul de director. E varianta de început, nu? Și ai ajuns la o formă de echilibru tu cu tine, pentru că ți-ai îndeplinit scopul. Bun, ce faci după aceea? Îți convine să rămâi toată varianta, toată viața, până la pensie, la, cum îi zice, în caserie? Nu. Forma ta de echilibru începe să se miște. Pentru că nu-ți mai dorești acel post după o bucată de vreme. Nu știu cât ține chestia asta. La mine, în momentul în care am avut primul concert și am fost 70 de oameni, găsisem o formă de echilibru. Am zis, perfect, am început bine. Cu toată modestia vă spun, la al doilea concert, dacă aș fi avut 70 de oameni, forma mea de echilibru era total bulversată. Am ajuns la o formă în care am găsit echilibru la 500 de persoane. Și mă gândeam, zic, oare o fi destul? E bine pentru azi, dar mâine, dacă aș mai avea un concert, aș mai fi satisfăcut cu 500 de persoane? Posibil, că aș fi fost satisfăcut. Dar am făcut saltul la un moment dat să ajung la 1700 de oameni. Ce faci în momentul în care ajungi la 1700 de oameni? Depui armele, ți-ai găsit echilibru constant pe toată traiectoria vieții tale? Mă tem că nu. Așadar, cred că forma de echilibru a noastră ține 3 zile, ca orice minut. După care ne dezechilibrăm pentru a ne reechilibra în varianta ascendentă. Că nu știu dacă am putea să găsim o formă de echilibru în momentul în care ne gândim, uite și ăsta din stânga mea, care oricum e mult mai jos decât mine ca funcție în bancă, de exemplu. Hai să fim egal cu el, uite, eu îmi dau demisia din funcția pe care o am și mă duc mai jos. O să fiu așa de mâine. Ne uităm la el, să ne echilibrăm cu el, sau ne uităm la postul de director ca să încercăm să-i luăm pe el, să-i luăm acel post, să ne echilibrăm la un nivel ascendent. Care e forma de echilibru pe care l-am căutat? În sus sau în jos? Voi cum vă echilibrați la București? Nu. Nu. No. Aici mai dau întrebare? Da. Aș vrea să te întreb, Teo, spuneai că ai ajuns în Canada și pute acum te uiți înapoi și nu v-ați întors. Dar ai renunțat la foarte multe stereotipuri și foarte multe mentalități românești ca să poți să te integrezi acolo. Poți să ne spui un pic la ce a trebuit să renunți? Ce ai învățat acolo? Ce ați învățat despre voi acolo? Unul din cele mai importante lucruri pe care le-am învățat e faptul că nu mai pot să definesc acasă la un loc anume, o stradă, un bloc, un apartament. Și anume, acasă pentru mine, în momentul în care am făcut pasul acesta mare, a devenit întreg pământul. Sunt acasă, acolo unde am prieteni, unde muzica mea are prieteni, unde mă bucur să ajung și unde lumea se bucură să ajung.
Pe lângă acest lucru au mai fost și alte chestii. De multe ori, atunci când pleci, când emigrezi, te lovești de lucrurile dure. Și nu alea care vrei să le povestești. Dar am spus, în momentul în care am plecat, o să spun lucrurilor pe nume așa cum se întâmplă și nu să vin să inventez o poveste ca sunt în Canada, aici curge laptele și mierea, aici totul e de aur, aici străzile sunt pietruite cu diamante și aici toți avem niște salarii din alea și facem nimic, dar ne umplu ăștia de bani. Deloc. Lucrurile sunt dure, pentru că te trezești într-o societate care e total pe dos față de ceea ce știai. Te trezești într-o societate în care credeai că în momentul în care trimiți un e-mail o să primești un răspuns la el și te trezești că ajungi să cunoști persoană, o persoană căreia i-ai trimis un e-mail la un concert și zici, wow, chiar faci o treabă bună. Și te duci acasă și zici, cum îl cheamă pe ăsta? Bruce. Parcă îmi sună cunoscut. Și te uiți în mail și zici, prietenul ăsta, am trimis un mail acum un an. Nimeni nu-ți răspunde. Pentru că nu ți-ai format semnul de egal cu ei. Te văd ca pe un competitor. De un an și jumătate am început să și predau. Și îmi face mare plăcere să predau. Mă gândeam de ceva timp la lucrul ăsta să dau mai departe. Las în urma mea două discuri în momentul de față. Sigur, dacă viața mai mi-e permisă pe pământ, o să las mai multe discuri. O să rămână ceva în urma mea, muzical vorbind, niște înregistrări, niște filmări, niște pagina de Facebook, o să las prin testament să fie și mai departe. Dar în momentul în care vrei să lași ceva care să-ți poartă amprenta, mă gândesc astăzi cum ar fi ca peste 30 de ani, 40 de ani să ajung să fiu și eu, pe ultimul rând, dintr-o sală de concerte, la unul din elevii mei, care poate nici nu mai aduce aminte. Dar să știu că am contribuit la acel copil și i-am dat șansa de a fi egal cu cei din jurul lui. Am intrat într-un număr de competiții anul ăsta cu unul din elevii mei și am reușit în două luni de zile să acumulăm 15 premii. 11 locuri 1, 12 locuri 11 locuri 1, 2 locuri 2, 2 locuri 3. Credeți că cei cărora le-am luat premiul 1, profesorii și elevii, m-au simțit un egal al lor? Am simțit pe propria piele, cu ochii aia care îți vine aici în ceaf. Ăsta cine? De unde? Ce vrea? Îl face să ne scăpăm de el. Adică, mentalitatea aia de a îl ajuta să-i tai un pic din elan, există pe tot pământul. Dar am avut o motivație. O am și o voi avea în continuare. Când am plecat, am promis că nu o să mă dau bătut. Și orice ar fi, o să lupt până în ultima clipă. Ca să nu vă dezamăgesc pe voi, cei care mi-ați fost primii alături, de la prima notă, de la primul concert, de la prima mea apariție. Am o datorie față de voi. Și aici vin și spun că nu lupt singur. Pentru că dacă mă duc un an în urmă la competiția în care am fost anul trecut în Searchlight, noi, ca popor, ca grup, ca entitate, am reușit să ne punem pe hartă în Canada, cum nu s-au pus canadienii la ei în Canada. Datorită vouă am reușit să mă duc așa, detașat, ei alergau pe un culoar și eu aveam o bandă la mea creată separat, de trei ori mai largă decât a lor, pentru că eu aveam echipa care luptă alături de mine. Și în momentul în care am apărut, toți se întrebau ăsta de unde e, ce e cu el, de unde a apărut, ce face. Le-am dat planurile peste cap, trebuia să filmeze finala într-un anumit studio mult mai mare, mult mai elegant, mai nu știu ce. Și ăsta era studioul în care era pian. Ce mai face? Părinte ăsta cu pianul lui, nu curca toile pe aici. Deja puneam, nu un semn de egalitate între mine și ceilalți trei cu care concuram, puneam un semn foarte mare de întrebare. Cine? De unde? Ce vrea? Ce va face cu el? Da, s-ar putea că la perioada respectivă să-mi fi câștigat o mică egalitate cu ei. Doar că semnul de egal durează ani de zile până îl vei aduce la forma lui, în care ei să zică, de azi ești de-al nostru. Și învăț multe, vă mai povestesc și data viitoare la cafea despre ce-i vorba prin țările astea cu lapte și miere. Alte întrebări? Sau final cu altă întrebare, nu? Nu, că nu mi-ai făcut.
am înțeles că s-am pierdut pe traseu. Mi-a arătat la început definiția egalității în română și în engleză. Și dacă iei așa o hartă și te uiți pe ea, harta lumii, și pui, să zicem, un gradient de jos în sus sau de la dreapta la stânga, termenul de egalitate și mulți alți termeni sunt definiți diferit. Pentru că noi, cei de jos și cei din dreapta, aspirăm spre mentalitatea celor din stânga sau celor de sus. Și am să întreb tu care ai trăit experiența asta de a fi în stânga, în vest, și ai stat și la mămici, cum crezi că am putea ajunge la un echilibru din punctul ăsta de vedere? Ca mentalitate, ca egalitate, ca toți să înțelegem același lucru totuși prin termenul ăsta. Că deși există cuvântul poate în toate limbile, îl înțelegem diferit și îl aplicăm diferit. Cred că în primul și în primul rând e foarte bine să definitivăm locul în care noi habităm. Dacă am vrea să ne numim egale astăzi cu populația Americii, ar fi anumite lucruri care ne-ar conveni, dar ar fi foarte multe lucruri care nu ne-ar mai conveni. Și atunci, din semnul ăla mare de egalitate care l-am format între România și America, România și Canada, ne-am dat seama că, de fapt, ne deranjează egalitatea aia. Noi suntem o altă factură. Suntem latini. În primul și primul rând, empatizăm cu oameni. Latinii suntem total diferiți. În momentul în care te întâlnești cu un britanic, salut, nici măcar nu prea foarte rar dai mâna și salut așa de la distanță, să nu prea schimbi microb cu el. Mă întreb dacă noi, fiind aici, ne căutăm egalitatea în cercul în care habităm, sau tot timpul am vrea să... Eu aș vrea un pic mai sus, eu aș vrea un pic mai sus, eu aș vrea un pic mai sus, dar niciodată nu vrem să stăm de vorbă cu cei de lângă noi. Și atunci spun, hai să ne căutăm noi egalitatea aici și să putem să facem un nucleu, o trupă, o gașcă, care milităm spre aceleași țeluri, avem aceleași năzuințe. Degeaba încerc să mă compar cu poporul germanic, care sunt mult mai clasici decât noi, mult mai riguroși, mult mai nu știu ce. Bun, ne comparăm cu ei și după aia, în momentul în care ajungem să fim la fel ca ei, ajungem să zicem, perfect, e fain, dar nu prea mai avem identitate. Îți mai dorești să mai fii egal cu neamțul? Eu nu mi-aș dori. Reușesc să-mi păstrez forma mea de echilibru românesc în Canada, pentru că am reușit să mă duc în zona în care eu să-mi fac confortul meu. Să mă simt bine, cu mine însă. Sunt multe chestii care îmi plac acolo, dar sunt și foarte multe pe care nu o să le accept niciodată. Nu o să pun un semn de egal între mine și statul canadian, definitiv și irrevocabil. Tu, ca individ, oriunde te duci pe pământul ăsta, poți să zici asta îmi convine, asta nu-mi convine, asta îmi convine, asta nu-mi convine. Categoric vei suporta anumite consecințe pentru chestia asta. Dar ca să poți să faci un lucru, să găsești starea de bine și să nu ne comparăm tot timpul cu vecinii, știi? Hai să uităm peste gard, oarecum e capul lui născut? Nu am născut, au fi născut, au fi născut, au fi okay? Hai să fim noi împliniți și împăcați cu noi. Cred că starea asta de egalitate vine din interior. Dacă tu nu ești împlinit cu tine și nu ești împăcat cu tine, nu o să simți niciodată partea asta. Sper că am răspuns. Te rog. La ce ai spus legat de... Ce ai spus legat de targeturile spre care ne zuim, exemplu cu vrei să rămâi la casierie sau încerci să ajungi la bancă, să fii director de bancă. Aș dori să trag o paralelă cu viața de mămică. Cred că e cazul multor tinere în ziua de astăzi. Ai o carieră care merge bine, îți place. În ziua de astăzi avem foarte multe oportunități. Și primul copil. Și nu mai ai nimic. Și vrei să rămâi casier? Sau vrei să fii director de bancă? Ce faci cu copilul? Te dedici copilului? Și ești perceput de unii că ți-ai dat cariera, ai uitat de ea, ai aruncat-o pe geam? Sau lași copilul în grijă bunicilor, a bunei, mergi mai departe cu care. Deci, simt că mi-am găsit echilibru cu copiii.
am continuat să lucrez lucrând de acasă, foarte puțin, cât să îmi alimentez acea nevoie de a fi activă. Dar consider că cu cei doi copii pe care am până acum am făcut treabă foarte bună, am reușit să mă rup din viața anterioară. Viața de acum și viața de dinainte de copii, viața de dinainte de copii, de înainte de primul, o numesc era pre-Damiană. De băiatul mare îl cheamă Damian. Și are 7 ani. Și mulțumesc la fel. Așa de diferit cu viața de acum, când lucrez foarte puțin și la evenimente de ce am făcut. Momentan. Deci am găsit un echilibru în acel... Dar nu doar echilibru, am găsit bogăție în existență și purpose. Un sens foarte puternic. Ca să nu fiu, ca să rămânem politicii. Da. Deci există... asta din prisma celor care poate nu înțeleg sau care au ales cariera, am găsit un echilibru foarte puternic în mai puțin din carieră. Ca să trag... Categoric, se poate... Înseamnă că ai optat pentru o carieră de mamă care mi se pare cea mai nobilă carieră din lumea asta. Da, la un moment dat, copiii vor crește, nu vor mai avea nevoie. Pare, știi ce pentru ce ți-ai ratat cariera. Pe o la muzică, vreau să-mi spui dacă în cele două lucruri, în cele 200 și de griuri, spre care dintre griuri te definești tu ca muzică? Spre ce gălești sau spre ce lucrare? Sau cauți și acolo în echilibru? Desigur că au și acolo un echilibru. Asta le spun elevilor mei, că între pianissimo și fortissimo, pianissimo fiind varianta de alb și fortissimo fiind varianta de negru, avem încă 298 de nuanțe care se pot întâmpla în interior. Nu m-aș putea defini ca un pianist pe forte sau un pianist pe piano. E nevoie de un echilibru în toată povestea muzicală. Ce influențează echilibrul? Cum îl găsești? Echilibrul mi-l găsesc povestind cu voi. Am spus și mai devreme. Am văzut și imprimările voastre, te influențează... Categoric te influențează. Te influențează absolut tot. Tot ceea ce privești, tot ceea ce vezi în jurul tău. Eu sunt un copil crescut pe străzi de asfalt. N-am crescut la țară. Bine, teoretic. Am crescut la Arad, tot un fel de țară. Dar aveam asfalt pe stradă. Și nu am nevoie de a merge 7 ani în Tibet și atunci să găsesc starea de bine, echilibrul ăla emoțional și toate cele, ca să pot să vin și zic, ok, gata, zen, pun muzică jos. Nu, nu am nevoie de chestia aia. Simți o diferență între România în muzica ta? Sau ce îți vine acum în gând, în suflet? Între ce compuneai aici și noua inspirație de acolo? Sau desigur, o nouă desigur. Ca să vă dau un exemplu, în prima zi în care am ajuns în Toronto, am mers pe cea mai lungă stradă, care are 86 de kilometri, dar nu toată am parcurs-o, doar 8,5. M-am dus de unde stau până în zona lacului și să văd și eu orașul, ce înseamnă. Și am găsit un oraș care e doar sticlă, beton și fier. Un oraș în care partea culturală, ca arhitectură, nu există. Și atunci, normal că îți cauți niște refugii prin locurile respective sau îți cauți niște refugii și cel mai apropiat refugiu e să fugi până la Montreal ca să găsești o arhitectură cu care ești obișnuit. Ai nevoie. Te influențează absolut tot. Categoric, deja începe să fie o schimbare în muzica mea, dar consider că va fi o schimbare în bine, o evoluție. O să vedem în momentul în care va apare cel de-al treilea disc al meu, dacă am făcut o evoluție sau dacă am făcut o involuție. Pentru că, din nou, voi veți fi cei care vă spune semnul de egal raportat cu celelalte două discuri. Dacă va fi un semn de egal, o să fiu bucuros. Dacă nu, înseamnă că nu-mi priește și atunci va trebui să mă gândesc foarte bine dacă mai are sens să zac pe acolo sau dacă nu. Pentru că e un timp de probă pentru mine, de altfel și ca la mea. Nu e un loc în care o să mor.
dar decât dacă ne știe. Încurc culorile la semafor și calc într-o gloată. Am văzut că ai extins colaborările cu alți instrumentiști care să vină. Vrei să pui un fel de egal între pian și alte instrumente? Există o posibilitate de a fi un egal între doi artiști pe aceeași scenă cu diferite instrumente? Cred că există varianta de a forma o muzică mai complexă. De fiecare dată când am un invitat sau un coleg, un prieten invitat pe scenă, un instrumentist, nu există o diferență între mine și el, adică eu sunt cel care dau regulile și spun cum se fac lucrurile și tu ești un angajat care îți dau o sumă de bani și trebuie să execuți cum am spus eu. Nu. Îi las partea creativă să fie deschisă și încercăm împreună să construim acel ceva care să vă aducă vouă bucurie. Deci un fel de egal între capra ta și capra vecinului încerc să pui, nu? Am pus deci egal, vine da, da. Deci el vine de exemplu, și își face treaba lui, între voi doi, tu ești cu pianul, el cu flaut, există totuși o... Există o formă de egalitate, atâta doar că eu am scris și partea de flaut. Totul legal până la temă. Te rog. Da, eu atunci o să rog să fie ultima întrebare, nu ultima, de alta. Va fi foarte scurtă, da. Încep un preambul. Că știu că parte dintre voi trebuie să ajungeți și la lucru și nu înseamnă că nu continuăm discuțiile la cafea sau... Putem fi vrea să lucrăm astăzi. Da. Da. Să spun prea mult scurt. Mi-a fost frică venind că vei discuta, egalul va merge în identitate, A identic cu B, mi-a fost frică. Am văzut că ne-am dus în A echilibrat cu B, ceea ce mi-a plăcut foarte mult. Întrebarea mea nu are absolut nicio legătură cu acest preambul. Dar câte ore, zile, odată ce ai ajuns în Canada, ai cântat la pian? Pentru tine. Am ajuns miercuri seara și joi dimineața cântam. Mulțumesc. Am intrat într-un magazin care l-am găsit pe strada respectivă și am cerut ocazia să cânt o notă și am cântat 7 piese. Da, simți că vrei să-ți cauți rădăcinile românești acolo în muzică? Cred că dacă aș rămâne doar fixat în rădăcinile românești, n-aș face... Nu fixat, dar să te recauți pe tine, să te... Să știi că ai mai multă nevoie, poate, acolo, pentru că e ca și o primă dragoste, îți aduci tot timpul aminte de ea și în momentul în care nu mai ai, parcă te gândești mai apetit la ea. Caut și s-ar putea ca în următorul material să fie încă o piesă în care să regăsim un motiv de doină românească, la fel cum l-am găsit în Forever Yours. Există. Avem o identitate. Noi, ca și națiune, mă bucur să le pot da câteodată peste nas canadienilor cu câteva nume românești. Au un singur nume care a făcut istorie în lumea muzicală și acesta se numește Glenn Gould, cel mai mare pianist, interpret de preclasic, anume Bach. În momentul în care discut de o, hai să spunem, echilibrare, un egal între Canada și România muzical vorbind, ei pun un nume și noi venim cu minim 5. Și aici aș putea să amintesc. Enescu, Porumbescu, Dinu Lipati, Radu Lupu, Angela Gheorghiu. 5 nume care au scris istoria. Deci avem un 5 la 1, dar încă ei zic că nu suntem. Dar suntem. Cafea. Mulțumim, Teo. Mulțumesc, Robin. Să fim egali.